ziua, numesc Coloș Joachilo și sunt președintele Clubului Viitorul Transilvania Copăceni. Aici ne-am adunat un grup de oameni care vor să facem o echipă frumoasă, bazată pe respect, pe corectitudine și să încercăm să jucăm atât cât putem. E vorba de Liga 5, o ligă în care credem că putem face față, jucătorii pun mână de la mână de la ei și mergem înainte. Nu avem absolut nicio finanțare deocamdată, deocamdată băieții pun de la ei și vor să joace fotbal. Cu asta spus, aici în Copăceni am găsit deschidere, am găsit de la domnul primar, ne-a primit cu brațele deschise, ne-a facilitat infrastructura și cu asta vrem să mergem înainte. Sunt băieți buni, sunt băieți care au jucat fotbal, sunt băieți care sunt amatori și așa cum putem, cu experiența noastră, cu priceperea noastră, să continuăm acest club, să-l continuăm și să mergem înainte. Ce va fi în continuare, vom vedea. Deocamdată suntem aici, am găsit deschidere și încercăm să nu facem de rușine nici satul, nici oamenii de aici, să mergem înainte și cu astea spuse vom vedea. Bună ziua! Deci, ce să vă spun eu? Suntem chimiatori, în primul rând. Am fost invitat aici la Copan, un turneu extraordinar. Păcat de timpul de afară, e o căldură imensă. Sperăm să fie bine, nu am venit cu planuri mari. Noi suntem chimiatori, noi vrem și în viitor, noi iubim sportul. Noi, toți care doresc să facă fotbal și vreau, sunt bine primiți la această echipă. Îi așteptăm, fost jucătorii, ca și copii, avem în lot și copii tineri de 15-17 ani, avem și în vârstă de 47 de ani, de 49, de 45, de 30. Asta ne place nouă. Lucrăm o săptămână și măcar duminica să ne placă ceea ce am făcut mai de mult. Când jucam toți am jucat fotbal cu anumite echipe, cum era în zona noastră. Chimia Turda, Cimentul, Ceramica, Armata Turda, Sticla Turda avem. Așteptăm. Sperăm că în sezonul care vine să avem, în primul rând, noi suntem un grup, o echipă, o familie. Toți care doresc, ni se alătură și așteptăm cu mare plăcere. Sperăm ca în continuare să obținem din nou finanțare pe legea 350, pentru că este foarte greu dacă nu suntem ajutați. Dacă nu, vom suporta cheltuielile din buzunarul nostru. Dar e păcat că este o lege și sperăm să profite toată lumea de această finanțare. Vă așteptăm un număr cât mai mare la meciurile Chimiei Turda. Hai Chimia!